Început de primăvară, cu veselie în cadrul OPS de Mehedinți, domnii din partid le-au sărbătorit cum se cuvine pe doamnele din cadrul organizației, cu flori și mărțișoare, dar și multă voie bună. Dacă este adevărat dictonul potrivit căruia în spatele unor bărbați de succes stau o seamă de femei puternice, atunci este de la sine înțeles de ce în peisajul politic al județului Mehedinți, organizațiile PSD au performanțe. Astfel, astăzi, cu ocazia zilei de 1 martie, au fost sărbătorite doamnele din cadrul OPSD. Președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, și-a arătat respectul și recunoștința pe care o are față de organizația pensionarilor din cadrul PSD, iar astăzi doamnele au fost răsfățate. Profit și eu de ocazie să mulțumesc organizației de pensionare a organizației PSD Mehedinți, pentru că ceea ce facem noi și ceea ce obținem noi, ca și rezultate politice, nu se pot obține fără munca dumneavoastră. Mă bucur că avem o organizație foarte activă, care uneori este mai activă decât organizațiile de femei și de tineret. Și mă bucur că începe să fie o concurență așa între cele trei organizații, că până la urmă nu putem să facem decât un rezultat mai bun în aceste condiții. Să aveți o primăvară frumoasă alături de cei dragi, să fiți sănătoase, să vă bucurați de copii, de nepoți, de strănepoții care aveți și să ne vedem cu bine și în perioada următoare. Pentru bărbații din cadrul OPSD, acest moment al anului aprilie juit întotdeauna bucuria de a oferi cu generozitate doamnelor și domnișoarelor flori și mărțișoare în semn de mulțumire pentru rolul activ determinat în viața comunității. Președintele OPSD Constantin Zimțea a făcut din ziua de 1 martie o tradiție în cadrul organizației în care doamnele sunt apreciate. Din tinerețe mi-a plăcut să fac asemenea evenimente. Și uite că și la bătrânețe acum reușesc împreună cu colegii mei de la Organizația Pensionarilor să sărbătorim colegele noastre, unele mai în vârstă, unele mai tinerele, să le urăm viață lungă, să le mulțumim pentru ceea ce au făcut și fac pentru noi și în Organizația Pensionarilor, dar și acasă, lângă copii, lângă soți, mai ales pentru educarea copiilor pe care îi au și să le dorim multă, multă, multă liniște și viață lungă. Doamnele din cadrul organizației de pensionare a Partidului Social Democrat au fost extrem de încântate de această inițiativă și putem afirma faptul că prima zi de primăvară a venit cu multe zâmbete. Extraordinar! Noi, organizația de pensionari Drubeta Tum Severin, care Mehedinți, noi întotdeauna sărbătorim și nu lăsăm să treacă neobservată ziua de 1 martie. Este ziua noastră a femeilor, care eu mă bucur foarte mult. Am cu mine aici din organizația mea peste 20 de femei, sunt ale mele, din organizație. Mă bucur foarte mult, foarte bună inițiativa domnului Zimțea ca să facă la dumnealui aici. De 1 martie eu o să fac la mine, la sediul meu. O să-mi strâng femeile mele de acolo, pensionarele noastre din organizație și să sărbătorim așa cum se poate, la noi, la sediu. O primăvară frumoasă, multă sănătate, tot ce-și doresc, să fie sănătoasă alături de familie, alături de copii și să fim mereu împreună la sediul nostru, că noi ne bucurăm foarte mult, să socializăm, să facem o petrecere, să facem o excursie. Pentru noi este un lucru extraordinar, pensionarii trebuie să aibă activitate și să aibă socializare. Cum vi s-a părut această inițiativă de 1 martie? 1 martie este un simbol al primăverii, cu zi călduroasă, chiar dacă nu este acum, dar oricum cu zile frumoase, călduroase. Noi ne adunăm de fiecare dată de 1 martie să sărbătorim 1 martie cu o floare cu mărțișor și să ne dea bunul Dumnezeu multă sănătate, o primăvară frumoasă, cu multă sănătate, cu bucurii, cu fericire, tot binele din lume. Este o inițiativă extraordinară, bineînțeles. Venirea primăverii, în primul rând, trebuie să vină cu sănătate, cu prosperitate, tot ce ne dorim fiecare dintre noi, atât doamne cât și domn.
o primăvară îmbelșugată, să ne ofere prilejul și forța să realizăm tot ce ne-am propus. Acțiunile de acest fel fac parte din cele mai plăcute și mai așteptate activități ale organizației de pensionari din cadrul PSD Mehedinți.